Toate luate împreună ne-au adus la propunerea pe care a înaintat-o domnul Streleț, ca să nu ajungem în ziua de mâine cu votul unei moțiuni care își are la baza sa acuzație de corupție. Va fi o a doua moțiune în acest sens pe durata ultimelor ani de zile. Propunerea a fost, domnia sa, reieșind din oportunitatea politică, să-și dea demisia și respectiv pe această cale să formeze premisele necesare de reclădire imediată. Eu cred că 10 zile, maxim 2 săptămâni sunt absolut suficiente, reclădirea unei alianțe europene care ar dispune de o majoritate stabilă, o majoritate clară și o majoritate funcțională în Parlamentul Republicii Moldova.